Acum mai departe, sufletul lui Aurel Pădureanu și al lui Alex Pădureanu, aceste două suflete sunt permanent acolo. Acolo lângă Cornelia Catanga. Îl vedeți pe Mitică Pădureanu, așa cum este el cunoscut de atâția și atâția oameni extraordinari ai României, cărora le-a cântat. M-am întâlnit cu Mitică acum 4 săptămâni într-o atmosferă de elită, unde efectiv a ridicat o sală în picioare, așa cum v-ați obișnuit. Acolo însă întotdeauna Mitică se gândește și spune: Cornelia ar fi fost, era o regină și cum făcea Cornelia, nimeni nu reușea să ridice scena în picioare. Mitică este acolo unde îl găsiți în fiecare zi, și anume lângă la căpătuiul Corneliei, unde a reușit să-și ducă la bun sfârșit un plan care efectiv îi seca inima și era ultima dorință a Corneliei. Te salut, Mitică! Bună ziua, Cristi, bună ziua, doamnelor și domnilor, și îți mulțumesc din suflet, Cristi. Sunt aici la cimitir, lângă aerul meu, sufletul meu, tot ce am mai avut, tot ce am mai avut mai scump pe lumea asta. Inelul meu de siguranță, ea a fost locomotiva noastră, Cristi. Și te rog să mă crezi că nici la ora actuală nu pot să mă revin sub niciun aspect posibil, gândindu-mă în fiecare zi și eu și feciorul meu, Alexandru. Și am reușit să îi îndeplinesc, cum să spun eu, rugămintea asta înainte, că spuneam mereu: Mitică, să ai grijă să nu mă bagi în pământ, că mi-e frică, mi-e teamă. Și am reușit, bunul Dumnezeu m-a ajutat, Cristi, și... dar suferința rămâne în sufletul meu și n-am să uit niciodată până când în momentul voi mă duce, o să mă duc după ea. Da, Mitică, pe de altă parte, e foarte bine că ai făcut acolo ceea ce trebuia, și anume și în interior ai făcut o criptă așa cum se cuvine și așa cum ți-ai dorit. Ai găsit înțelegere din partea unor oameni care au înțeles această situație, pentru toți cei care și-au îngropat cineva drag în perioada în care efectiv n-aveai voie să faci ceea ce trebuie să faci, anume o mormântare așa cum se cuvine. Iată că ai reușit, ceea ce e foarte important. Mitică, nu știu dacă știi că azi este ziua internațională a iertării. Ai vrea să ierți pe cineva? Sau crezi că cineva ar fi bine să... Pe cine vrei să ierți? Pentru toate lucrurile care au trecut. Eu am să iert pe toți, așa. A ierta un lucru excepțional de frumos. Și Dumnezeu vrea să ne iubim. Întotdeauna eu am considerat și la ora actuală să spune că ni se predică de 2000 de ani să ne iubim și nu ne sfâșiem între noi. Nu este adevărat. Dacă avem credință în Dumnezeu și iubirea aproape de aproape de tot salvează omenirea, Cristi. Și eu am să iert pe toată lumea, pe toți. Și aș rugămintea mea supremă la tine, aș vrea să mulțumesc unor oameni care m-au ajutat enorm de mult. Poți să fac treaba asta? Te rog frumos. Dacă nu sunt firme, nu e niciun fel de problemă. Persoane fizice poți să spui. Da, deci dacă sunt firme. Sunt, în primul rând, aș vrea să spun președintele Partidei Romilor, domnul Nicolae Păun, vă rog din suflet și iartă-mă că vă să spun așa, care m-a ajutat enorm de mult, și alte două oameni care nu sunt firme, sunt oameni de afaceri, domnul Costel și domnul Iulian. Domnul Costel Căpățână și domnul Iulian Robu, care m-a ajutat enorm de mult și pe această cale le transmit o respectul și toată considerația pentru dânsii, Cristi. Foarte frumos, să-i felicităm și noi. Pe de altă parte, Mitică, mi-ai spus ceva absolut urburător. Plecăm în primul rând de la faptul că recent a fost ziua lui Alex. Îi urăm la mulți ani și ne dorim ca anul viitor, pe vremea asta, să sărbătorească în Statele Unite și să facă un concert extraordinar de ziua lui, pentru că știu că la un moment dat vă îndreptați către America, dar mi-ai povestit azi dimineață ceva absolut incredibil apropo de un semn pe care Cornelia l-a dat dincolo de noi. Da, Cristi, pe data de 2 iulie, Alexandru a făcut frumoasa vârstă de 29 de ani. Și știți foarte bine că înainte să moară Cornelia, noi am locuit în Bragadiru. O distinsă doamnă care m-a rugat să nu spui numele, a visat-o pe Cornelia, chiar când am primit Alexandru 29 de ani, și a visat-o și spunea în permanență: sună-l pe Alexandru, sună-l pe Alexandru.
Sună-l pe Alexandru Întuna și era îmbrăcat extraordinar de frumos și pregătea o masă festivă. Eu te rog să mă crezi că femeia mi-a spus în felul următor: domnul Pădureanu, eu nu mi-am notat numele lui Alexandru și ziua când împlinește 29 de ani. Dar am rămas, am început efectiv să plâng și a rămas surprinsă. Eu cred, așa am spunea distinsa doamnă, că există ceva acolo, Cristi, că nu se poate, nu se poate fără treaba asta. Nu se poate. Te rog să mă crezi că am plâns în ziua. Pe dată când mi-a dat telefon distinsa doamnă, am început să plâng, să știi. Da, sunt convins de lucrul ăsta. Ne întoarcem după câteva minute cu Aurel Pădureanu pentru a merge mai departe în această poveste care continuă dincolo de ceea ce înseamnă existența fizică, pentru că pentru mulți Cornelia Catangă rămâne amintirea și plăcerea unor momente unice în viață. Ne întoarcem. Națională, doamnelor și domnilor, Cornelia Catanga, printr-o persoană pe care a cunoscut-o în timpul vieții și care era o admiratoare a Corneliei Catanga, printr-o persoană comunică, a trimis mesaje, i-a trimis doamnei respective mesaje, sună-l pe Alexandru Pădureanu, chiar în ziua în care era aniversarea lui Alexandru. Prin urmare, este o comuniune acolo, este ceva dincolo de ceea ce noi putem explica. Mitică, vreau să te întreb, ești din nou alături de noi și pentru câteva minute vreau să te mai țin alături de noi. Vreau să te rog să îmi spui dacă băiatul tău, dacă tu o mai visați, pentru că despărțirea băiatului tău de și a ta, de Cornelia, a fost sfâșietoare. Eu cred, Cristi, că ea a murit și a dat duhul și a dat cu gândul și la Alexandru și la mine. Că în permanență îți dau cuvântul meu de om și de onoare pe unde mă duc să rezolvă toate treburile nemaipomenit de repede. O visez în fiecare seară, o visez, dar ca să spun cinstit, nu-i văd bine figura. Dar întotdeauna mi-a spus când am visat-o: stați liniștiți că eu sunt bine aici. Dar vrei să vă spun ceva, Cristi, eu nu pot să uit niciodată atâta emisiuni cât am fost împreună cu Cornelia, atâta emisiuni, 34 de ani, să mă duc cu ea și să mă întorc cu ea de la spectacole. Acum mă îmbrac și în momentul când mă îmbrac și mă duc și cânt undeva, mă potitește plânsul. E enorm, enorm de greu, Cristi. Și bănuiesc că întotdeauna se gândește și sunt convins că se gândește la mine și la Alexandru, că în permanență, Alexandru, nu știu ce se întâmplă, dar îmi spune: tată, mă gândesc la ea și o visez mereu. O visez mereu pe mama mea. O visez mereu pe mama când spune să stau liniștit, să stau liniștit și să-mi urmez cariera. Așa spune Alexandru. Mitică. Așa a spus întotdeauna Cornelia și spune în visul lui. Mitică, este adevărat că vă gândiți ca Alexandru să meargă acolo unde este adevărat locul, și anume în jazzul american, adică să plecați din nou peste ocean? Fără discuție, asta a fost și dorința Corneliei și dorința lui Alexandru, că aproape de 15-18 ani în urmă, el întotdeauna și-a canalizat atenția spre muzica de jazz, pentru că asta iubește enorm de mult. Dacă vroiam să câștig bani după urma lui, îți poți imagina că ar fi luat orice muzician din țară să cânte, că el acopere o paletă mult mai largă de genuri muzicale. Și el putea să cânte orice gen muzical și putea să cânte și... Nu puteam să mai am, să am o problemă din punct de vedere financiar. Dar eu îi doresc din tot sufletul meu, și asta e și dorința mea și a lui, să plece în Statele Unite, pentru că e un pianist excepțional. Și el e foarte bine văzut în Statele Unite ale Americii. Asta e un lucru foarte, foarte bun. Înțeleg că în această toamnă, la un moment dat, veți merge încolo. În orice caz, cei care au nevoie de
Aurel Pădureanu sau vreun om care are nevoie de o apariție spectaculoasă în punct de vedere al unei muzici din această zonă mai cultă pe care o reprezintă Alex Pădureanu, vă invit să-i căutați, pentru că, așa cum v-am mai spus, Mitică ridică sările în picioare, sările unde oamenii petrec, așa cum îl știți de atâția și atâția ani. Mitică, pup-o pe Cornelia în gând, pentru că ești acolo lângă ea, și îți mulțumesc foarte mult că ne-am văzut astăzi și, încă o dată, felicitări celor care au fost alături de tine în dorința de a-i îndeplini această ultimă dorință. Mulțumesc din suflet, Cristi, și bunul Dumnezeu să trimită spre tine și spre Oana și pe copilașul tău minunat acea rază de lumină în care se aducă multă sănătate, multă fericire și îndeplinirea tuturor dorințelor. Și îți mulțumesc din suflet. Mulțumim foarte mult, a fost Aurel Pădureanu, doamnelor și domnilor, o poveste incredibilă, multă sănătate.